Părintele Iustin Petre, starețul mănăstirii Dobrogene Sfântul Ioan Casian, amplasat în apropiere de comuna Târgușor, este fericit. Strădania lui de mai bine de 2 ani și-a arătat roadele de curând. Mult timp s-a gândit cum ar trebui să fie alimentația unui călugăr care postește 220 de zile din an, dar și a unui om din exteriorul mănăstirii. Și asta fără să se înfometeze sau să simte disconfortul preparatelor clasice de post. În mintea mea nu se legau niște lucruri. De ce? Sfinții părinți, când vorbesc despre post și despre beneficiile lui, îl prezintă într-o lumină atât de încântătoare. Postul este ceea ce dă bucurie trupului, postul este ceea ce dă energie trupului și încet, încet am început să studiez, să văd ce mâncau efectiv și am ajuns la concluzia că mâncarea lor de bază erau printre legume și fructe, așa și verdețuri, erau și semințele. Și așa a început totul, dar părintele Iustin nu a vrut să introducă semințele în alimentație pur și simplu, ci a explorat această zonă până când a ajuns la preparate complexe și neașteptate. Dacă până acum nu v-ați putut imagina că poate exista și o brânză făcută din migdale, ei bine, v-ați înșelat. Ne-a spus că este suficient să dăm migdalele crude în clocot pentru a fi decojite mai ușor, ca mai apoi totul să fie simplu ca o joacă. Asta, practic, este munca cea mai grea, dacă putem să o numim așa, pentru că după ce terminăm de decojit migdalele, procesul este foarte ușor. Miezul astfel pregătit este introdus în mixer și în câteva clipe avem preparatul pe care l-am așteptat. Are aproximativ consistența urdei. Apoi în pastă se poate adăuga ceapa, mărarul, sarea și piperul pentru ca savoarea să fie desăvârșită. Un verset din Biblie l-a convins pe Iustin Petre că semințele sunt mâncarea cea bună. A zis Dumnezeu, iată vă dau toată iarba ce face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are sămânță în el. Acestea vor fi hrana voastră. Rețetele care sunt extrem de simple, alea sunt cele mai gustoase, dar la început ai tendința să le amesteci. Rețetele altor bunătăți, dar și ce ne recomandă starețul care a înțeles că semințele sunt împărtășanii a trupului, vedem în ediția de sâmbătă a emisiunii Reporter Plus de la ora 16:30.